Cântarea care s-a cântat este o cântare foarte interesantă. Nu știu dacă cunoașteți istoria. Multe cântări care le cântăm în biserică în ziua de astăzi nu le cunoaștem istoria. Este bine ca să cunoaștem. Cântarea este epilogul, dacă vrem să-l numim așa, dintr-o simfonie, a noua simfonie a lui Bach, o lucrare păgână de altfel, care un păstor, dacă rețin bine, un păstor presbiterian, am ascultat melodia respectivă, o simfonie absolut genială, am putea să zicem că, din punct de vedere muzical, o simfonie inspirată, dar o simfonie cu un mesaj păgân, nu cu un mesaj creștin. Și era o gândire, cred că, într-un fel bun, într-un fel rea, care zicea ceva de genul, de ce să aibă păgânii cea mai bună muzică? Și a împrumutat melodia, epilogul acestei simfonii și a scris versuri noi. Și versurile acestea noi s-au tradus și astăzi se cântă pe această melodie în biserici pretutindeni în lume. Și într-adevăr, melodia este absolut fantastică, dar mesajul este cu atât mai fantastic pentru că este un mesaj al Evangheliei și este mai frumos decât orice notă muzicală, este mai frumos decât orice simfonie. Și poate că a avut dreptate acest păstor, ar fi fost păcat să lăsăm această melodie minunată să fie folosită doar în scopuri laice. Vă spun lucrul acesta doar pentru că este interesant și poate unul dintre voi acum nu o să mai vreți să cântați această cântare. Sper că o să vreți să o cântați în continuare. Până la urmă, toate sunetele, toate notele sunt daruri din mâna lui Dumnezeu și este responsabilitatea noastră să le folosim pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Dacă alții au făcut altceva cu ele, vor da socoteală, dar noi, ca și copiii lui Dumnezeu, cu darul lui Dumnezeu, cu darul de a cânta, cu darul de a ridica glasul și a cânta în melodie și în cuvânt, suntem responsabili și este bucuria noastră ca să-L lăudăm pe Domnul. Merită ascultată și simfonia întreagă, fără cuvinte chiar. Muzica clasică este benefică în formarea gândirii. Oamenii de știință, de exemplu, au dovedit că dacă iei două plante și la o plantă îi pui muzică clasică și la o plantă îi pui muzică rock, cea care ascultă muzică clasică crește mai repede și mai sănătos și cea care ascultă muzică rock moare. Și vacile dau mai mult lapte. Asta nu știam. Cea cu plantele știu că s-a făcut un studiu la Harvard. Cea cu vacile un studiu la Jacques, probabil. Suntem în așa zisul timp de familie și asta este un lucru foarte bun. Trebuie să fac o mărturisire. Este pentru prima dată în câțiva ani de zile când am ocazia, sau mai bine spus necesitatea, să predic fără un manuscris, fără o schiță tipărită, doar câteva notițe de mână pe o hârtie. Ultima dată când am predicat așa de pe o schiță de mână a fost acum câțiva ani într-o biserică. Atunci n-am mai avut ocazia, dar din cauza oboselii și lipsei de timp, în sensul că am fost foarte concentrat pe mesajul de dimineață și nu numai pe a planifica structura mesajelor din Ioan 10, în momentul în care am luat textul și am început ca să structurez mesajele care urmează, Domnul m-a binecuvântat cu mult rod din acel text și n-am vrut să mă opresc pur și simplu din a scrie pe hârtie tot ceea ce Dumnezeu mi-a arătat și m-a învățat din acel text. Și pentru seara aceasta a rămas cumva la urmă și mi-am notat câteva gânduri din psalmul 3. Suntem încă în psalm, vă rog să deschideți cu mine, așa că aș vrea ca să vă cer susținerea voastră în rugăciune și răbdare dacă la un moment dat am nevoie de câteva secunde în plus ca să-mi găsesc locul și gândul, pentru că eu îmi tipăresc schițele din cauza că nu pot citi scrisul. Mama îmi zicea că aș fi putut să fiu doctor după scrisul care îl am, dar nu pot fi doctor pentru că leșin când văd sângele și atunci nu ar merge. Și scrisul este demn de așa ceva, dar alte aptitudini medicinale nu le am. Permiteți-mi să citesc psalmul și aș vrea să parcurgem împreună acest psalm în 5 etape și să ne folosim de aceste 5 etape care sunt prezente în acest psalm pentru timpul nostru de rugăciune. Dacă v-ați uitat deja la prima privire prin
Psalm, vedeți că este un psalm care tratează un om care se află în multe probleme, care este confruntat de dușmani, de probleme, și aș vrea în seara aceasta să ne dedicăm în rugăciune și în gândirea noastră în a rezolva problemele noastre. Fie că este o rezolvare care Dumnezeu o dă externă, dar mai ales o rezolvare care s-o dea în inima noastră. Doamne, ce mulți îmi sunt dușmanii. Mulți sunt cei ce se ridică împotriva mea. Mulți grăiesc sufletului meu, sau în versiunea Dumitru Cornilescu, zic despre mine. Nici Dumnezeu nu-l mai scapă. Dar Tu, Doamne, îmi ești scut. Tu ești slava mea. Ești acela care îmi ridici capul. Cu glasul meu am strigat către Domnul. El mi-a răspuns din muntele Lui cel Sfânt. Eu mă culc, adorm și mă trezesc iarăși, căci Domnul mă sprijină. Nu mă tem de puhoiul de popoare care se ridică împotriva mea din toate părțile. Ridică-te, Doamne, izbăvește-mă, Dumnezeul meu. Tu îi lovești peste obraz pe toți dușmanii mei și zdrobești dinții celor răi. A Domnului este izbăvirea. Fie binecuvântarea ta peste poporul tău. Amin. Amin. Pentru cei care încă vă confruntați cu problemele de traducere între noua traducere și Dumitru Cornilescu și versiunea Cornilescu, vă sugerez încă o dată, eu aș cumpăra o Biblie și în versiunea noua traducere. Este extrem de benefic ca să le aveți pe amândouă. Din ce în ce mai mult folosesc ca textul de bază pentru pregătirea predicii versiunea noua traducere, și de multe ori, din cauza că îmi place așa de mult și din cauza că redă cu mai multă acuritețe, uit să mai mă duc ca să citesc cu atenție și versiunea Cornilescu. Și asta este de multe ori o problemă, nu în mesajul în sine, pentru că mesajul Scripturii este același, ci în expunerea mesajului. Orice predică, fac o paranteză și vă dau o mini-lecție pentru cei interesați în ceea ce înseamnă știința predicării. Orice predică are, de fapt, trei schițe. Trei etape și trei schițe diferite. În primul rând avem schița hermeneutică. Schița hermeneutică nu înseamnă altceva decât să punem întrebarea ce spune, ce înseamnă textul acesta. Să săpăm în text, în context, în lingvistica textului și să extragem din text ce înseamnă, ce vrea să spună. Pentru că de multe ori când citești o frază, pe suprafața frazei se înțelege una, dar în adâncimea ei, în contextul ei, se înțelege alta. Deci prima schiță care ți-o pregătește este schița hermeneutică, una de interpretare. Trebuie să interpretezi Biblia în mod corect, după principii biblice. A doua este schița expozitivă sau exegeza, în care iei înțelesul și din text, prin text, cauți să faci o exegeză, adică o expunere a acelui înțeles din text, prin text, ca cei care aud să înțeleagă și ei ceea ce spune textul. Și ultima schiță, ultima manoperă care trebuie depusă, este schița omiletică, în care stai și pregătești felul, aranjezi felul și metodele prin care vrei ca să prezinți și să comunici acel mesaj. Din păcate, în ziua de astăzi, în cele mai multe seminarii, chiar și în cele din România, se pune accentul cel mai mult, dacă nu numai, pe schița omiletică. Te învață cum să predici. Îți spune că trebuie să ai o predică în trei puncte, sau ea trebuie să aibă o anumită formă. Să vorbești despre predici care sunt predici telescopice, care încep la un punct foarte larg și ajung la un punct foarte mic. Sau există așa numită predica trampolină. Am rămas șocat când am citit într-un curs de omiletică, de la frații noștri la București, despre predica trambulină. Este o prostie. Este absolut o prostie. Dacă zicea apostolului Pavel, frate Pavel, hai să-ți explic ce e o predică trambulină, nu știu dacă râdea de tine sau te țăpa afară din biserică. Accentul se pune foarte mult pe partea omiletică. Și la partea omiletică, într-adevăr, există dificultate când te confrunți cu două traduceri. Pentru că dacă ai făcut munca hermeneutică, da, ai luat limbile originale, ai luat lingvistica textului, ai luat contextul textului și ai extras
înțelesul, dacă ai făcut munca de exegeză, de a expune, de a explica acel înțeles, când ajungi la munca omiletică, dacă te confrunți cu două traduceri diferite și citești o propoziție cum ar fi mulți grăiesc sufletului meu, care este extrem de explicită, aproape că nu mai trebuie ca să faci exegeză asupra ei ca să explici, de exemplu, auditoriului faptul că aici este vorba de o discuție care afectează sufletul. Dar dacă citești versiunea Cornilescu, care este o traducere inferioară în locul acesta, mult zic despre mine. N-ai putea înțelege doar din acea sintagmă că este vorba de ceva care impactează în mod special sau care este direcționat sufletului. Doamne, ce mulți îmi sunt dușmanii. Avem aici pe David, un om preocupat de grijile lui, este într-o fugă, caută refugiu și se gândește la dușmanii lui, la problemele cu care se confruntă. Dar în principiu, când ne gândim la dușmanii noștri, întotdeauna trebuie să ne gândim la faptul că este vorba de o luptă, de o bătălie spirituală care se poartă între păcat și sfințenie, între ce este bine și ce este rău. Credinciosul, omul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, în acest text, de exemplu, se confruntă cu această problemă. Problema este că atunci când ești copilul lui Dumnezeu, când ești unsul lui Dumnezeu și vrei ca să cauți calea sfințeniei, păcatul întotdeauna este pe urma ta și dușmanii tăi sunt mulți. Și am putea să clasificăm acești dușmani în trei categorii. Pentru că și noi avem mulți dușmani, deși poate ne gândim, noi n-avem niciun dușman. Ce dușmani am eu? Și noi avem mulți dușmani și acești dușmani să categorizează, cred eu, în trei categorii, în trei clase. În primul rând, este Satana. Satana care este dușmanul nostru principal, el este prințul văzduhului, el este împăratul temporar a acestei lumi decăzute și el este dușmanul principal a credinciosului. În al doilea rând, sunt oamenii, sunt cei din jurul nostru care se ridică împotriva noastră, fie din impulsurile lor păcătoase, fie că sunt conduși de cel rău, ei duc o bătălie cu noi ca și dușmanii noștri. Nu pentru că neapărat am făcut ceva împotriva lor, ci pentru că atunci când sfințenia sau dorința de sfințenie se întâlnește cu păcatul, există o bătălie care se poartă. Nu mă crezi? Încearcă să duci pe stradă, să iei orice om la nimereală și să începi să-i spui despre faptul că suntem căzuți în păcat, că suntem oameni răi, că trebuie să ne pocăim, că nu mai avem voie să trăim cum vrem să trăim. Ți-ai făcut instant un dușman. Instant ți-ai făcut un dușman. Există o bătălie care se poartă cu cel rău și există o bătălie care se poartă cu cei răi din jurul nostru. Nu răi în sensul simplistic, că sunt pur și simplu oameni răi care urăsc pe toată lumea, ci răi pentru că sunt conduși de păcatul lor și sunt conduși de impulsurile care vin din firea lor. Și ultima categorie, cea mai importantă categorie, de fapt cred că este poate dușmanul cel mai mare, este categoria de noi înșine. Noi suntem propriul nostru dușman. În mod ultim, în mod final, lupta spirituală care o ducem este cu noi înșine. Noi suntem cei mai mari dușmani și lupta este păcatul nostru împotriva dorinței noastre de sfințenie. Lupta este o luptă pentru o încredere în Dumnezeu. Dușmanul vrea să vină și să clatine credința noastră, să clatine pornirile noastre sfinte și să pună în locul lor păcatul și dorințele păcătoase. Așa că toți avem, în sensul acesta, mulți dușmani. Avem pe cel rău, avem pe cei răi din jurul nostru și avem ce este rău din noi, din firea noastră. Și ce este rău din noi, din firea noastră, atacă întotdeauna la încrederea noastră în Dumnezeu și vrea ca să ne clătinăm, vrea să ne scoată din rădăcini, dacă ar fi cu putere.
Atacul acesta cu care se confruntă robul Domnului aici și cu care ne confruntăm noi în fiecare zi, atacul acesta este întotdeauna spiritual. Întotdeauna este spiritual, întotdeauna este o luptă duhovnicească. Priviți, mulți grăiesc sufletului meu. Ce treabă au dușmanii să-i vorbească sufletului său? Sau să vorbească lucruri spirituale despre el? Dacă aici este vorba de o luptă politică, de exemplu, sau o luptă de putere. Pentru că întotdeauna lupta care se poartă între omul lui Dumnezeu și păcatul care este în el sau în jurul lui sau cu cel rău, întotdeauna este o luptă spirituală. Dușmanul întotdeauna vrea și încearcă să vorbească sufletul lui. Nu doar minții tale, nu doar rațiunii tale, el vrea ca să discute și să pună idei, să pună sentimente, să pună gânduri care să pătrundă sufletul tău. Dușmanul întotdeauna vizează sufletul, indiferent ce formă ia atacul sau ce formă ia dușmanul. Întotdeauna dușmanul și atacul dușmanului este împotriva sufletului tău. Dacă atacul vine din partea unui prieten, dușmanul tău nu este doar acest om. Bătălia nu este doar cu acest om. Bătălia este cu sufletul tău care spune, dacă rămân vertical, dacă rămân pe calea sfințeniei, îmi pierd prietenii. Și ceea ce spune dușmanul, ceea ce spune păcatul, ceea ce spune cel rău este, nu merită. Nu merită să sacrifici prietenia ta pentru dreptate. Nu merită să sacrifici prietenia ta pentru Dumnezeu. Nu merită să rămâi vertical în picioare și să pierzi pe cei din jurul tău. Dacă atacul sau dușmanul este șeful tău la servici, care vine și îți spune, auzi, dacă nu faci lucrurile astea nepotrivite, nu știu, să mințești, să dai mărturie falsă, va trebui să-ți găsești alt loc de muncă. Atacul pare economic, atacul pare la buzunar. Dar atacul este un atac asupra sufletului tău. Întrebarea care se spune este, ce prețuiești mai mult? Sfințenia care o cere Dumnezeu de la tine și de fapt însăși Dumnezeu? Sau banii tăi? Sau serviciul tău? Și dușmanul vorbește sufletului tău și spune, chiar merită să sacrifici serviciul tău pentru dreptate, pentru sfințenie? Dușmanul nu este satisfăcut să discute doar la nivel de situație, doar la nivel de rațiune. El vrea întotdeauna să atace sufletul tău, pentru că atacul întotdeauna este spiritual. Și el atacă în mod clar, de fiecare dată el atacă siguranța ta în Dumnezeu. El asta atacă, asta e scopul, să te facă să fii clătinat. Și uitați ce spune, nici Dumnezeu nu-l mai scapă, De parcă ar exista altă scăpare decât Dumnezeu. Prin felul în care formulează dușmanul argumentul, nici Dumnezeu. Corect ar fi ca să spună, doar Dumnezeu te poate scăpa. Este ultima scăpare. Și el vine ca să clatine temelia de sub tine și să spună, ai ajuns într-o problemă până acolo că nici Dumnezeu nu te mai scapă. El vrea ca siguranța ta să fie distrusă, pentru ca sufletul tău să nu-și mai găsească siguranța în Dumnezeu. Și atacul este extrem de subtil. Uitați ce spune. Nu spune nici Dumnezeu te mai poate scăpa, care ar fi o minciună care Satan ar putea să o spună. Problema ta e așa de gravă, încât nici Dumnezeu nu te mai poate scăpa din ea. Nu asta spune. Este extrem de subtil. Spune, nici Dumnezeu nu-l mai scapă. Diferența este că Dumnezeu poate că nu vrea să te scape. Să te convingă dușmanul că Dumnezeu nu este puternic să te scape, ar fi prea greu. Aici zice, domnule, noi mergem la Biserica Sfânta Treime și eu înțeleg de la toate predicele și toate studiile că Dumnezeu este atotputernic.
Nu mă poți convinge Satan, nu mă poți convinge dușmanule, nu mă poți convinge prietenul meu, șeful meu, fratele meu. Cine-i dușmanul? Că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu poate face orice. A zis să fie lumină și a fost. Atacul este subtil. Atacul este, da, Dumnezeu poate face orice vrea El. Dar situația în care te afli, zice dușmanul, este de așa natură încât îți dovedește că Dumnezeu poate să te scape, dar nu vrea. Nu-i pasă de tine. Nu-i interesat de tine, zice dușmanul. Nici Dumnezeu nu-l mai scapă. E dezinteresat Dumnezeu să folosească puterea lui și resursele lui ca să scape pe robul său. Ăsta este atacul asupra sufletului tău. Ăsta este atacul de fiecare dată. Când problemele intră în viața noastră, când cineva se îmbolnăvește, când pierdem ceva material, când avem o tulburare, ne punem întrebarea de ce nu rezolvă Dumnezeu problema. Pentru că știm că poate, știm răspunsul corect, teoretic, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, pentru că Dumnezeu a găsit de bine prin încercarea respectivă să lucreze un lucru bun în viața noastră, pentru că așa lucrează sfințenia în viața noastră. Dar dușmanul vine și spune, sau poate, lui Dumnezeu nu-i pasă. De aia nu-ți rezolvă problema. Pentru că dacă poate să facă totul, de ce nu-ți vindecă copilul? De ce nu-ți dă alt serviciu? De ce nu-ți pune banii în bancă? De ce nu-ți dă altă mașină? De ce nu-l face pe prietenul tău să vină să-și ceară iertare? Dacă poate, ce anume îl oprește? Ce-l costă pe Dumnezeu? Ce pierde Dumnezeu dacă ți-ar rezolva problema? Atacul este spiritual și atacul este extrem de subtil. Ținta este ca să clatine certitudinea ta în Dumnezeu și nu doar în puterea lui Dumnezeu, ci în intenția lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu. Care este răspunsul potrivit în aceste situații, în aceste încercări? Când vin dușmanii și ne vorbesc în felul acesta, când ne atacă dușmanul și ne atacă nu doar în mod fizic și în situația în care suntem, ci ne atacă vorbindu-ne sufletului nostru, care este răspunsul nostru potrivit? Priviți ce se întâmplă în psalmul nostru. Dar Tu, Doamne, îmi ești scut. Tu ești slava mea. Ești acela care îmi ridici capul. Cu glasul meu am strigat către Domnul și El mi-a răspuns din muntele Lui cel Sfânt. Dușmanii vin și îți vorbesc. Vin și îți oferă ei teoriile lor, teologia lor despre felul în care Dumnezeu de fapt nu este pentru tine. Ei vin și vorbesc sufletului tău. Și răspunsul corect atunci când dușmanul îți vorbește este să-ți vorbești și tu. Nu doar să vorbești și tu, să mergi și să te plângi la alții. Frate, mi-e așa de greu, așa de greu merg lucrurile la servici, sunt așa de bolnav. Îți bune și astea. Suntem aici să ne purtăm poverile noastre. Este bine să mergem chiar dacă avem nevoie să ne văietăm la un frate. Dar cheia, secretul este să-ți vorbești ție. David aici își vorbește lui. Până aici spune ce a zis dușmanul, ce i-a zis dușmanul sufletului său. Și acum vine David și spune, lui înșine spune, dar Tu, Doamne, gata cu ce spune dușmanul. Lasă-mă să predic și eu sufletului meu. Că și eu știu ceva despre Dumnezeu. Și eu am învățat ceva din cuvântul lui Dumnezeu despre cine-i Dumnezeu și ce vrea El pentru viața mea. Și eu am învățat ceva din experiența mea trăită cu Dumnezeu. Și eu pot ca să spun ceva sufletului meu. Și David întrerupe vorbele dușmanului și spune, dar Tu, Doamne, ascultă suflete, am și eu ce spun despre Dumnezeu. Secretul este ca să-ți vorbești tu ție, să-ți predici ție. Și ce spune el? Tu îmi ești scut, tu ești scutul meu, tu îmi ești slava mea. Ce frază fantastică, ce sintagmă fantastică. Ce înseamnă tu ești slava mea? Ce înseamnă slava lui Dumnezeu, de exemplu? Hai ca să luăm așa sistematic. Slava lui Dumnezeu este manifestarea vizibilă a atributelor, a valorilor lui Dumnezeu. Ce spune David aici? Tot ceea ce e valoros în mine, tot ceea ce e de valoare, tot ceea ce e bun, ești tu,
Doamne, Tu ești slava mea. Nu puterea mea, nu tinerețea mea, nu bogăția mea, nu prietenii mei, nu creierul meu. Atributele Tale manifestate în mine sunt slava mea. Ele sunt ce mă face puternic, ele sunt ce mă face de valoare. Tu ești valoarea mea. Este fantastic. Ca să-ți predici așa ceva, să-ți spui așa ceva sufletului tău. Tu ești slava mea. Tu îmi ridici capul. Tu ești cel care mă susții. Tu ești motivul pentru care mă scol dimineața. Tu ești puterea mea. Este o afirmație fantastică despre dependența noastră de Dumnezeu. Tot ceea ce facem, tot ceea ce realizăm în viața aceasta este pentru că Dumnezeu este Cel care ne ridică capul. El este Cel care ne sprijine, care ne susține. Secretul este să nu lași dușmanul să-ți vorbească sufletului, ci să-ți vorbești tu sufletului tău. Pentru că tu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu cunoști cine este Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de la viața ta. Afirmă în acele momente, predică-ți ție cine este Dumnezeu și ce este El pentru tine. Afirmă caracterul lui Dumnezeu și valoarea lui Dumnezeu în viața ta. Asta face David. El zice, Dumnezeu, Tu ești scutul meu. Tu ești slava mea, Tu ești valoarea mea supremă. Tu ești sprijinul meu, sunt dependent de Tine. El afirmă natura lui Dumnezeu și afirmă valoarea lui Dumnezeu pentru el. După ce ai făcut acest lucru, următorul pas care îl vedem în acest psalm este acesta, la versetul 5. Eu mă culc, adorm și mă trezesc iarăși, căci Domnul mă sprijină. Este fantastic. Nu mă tem de puhoiul de popoare care se ridică împotriva mea din toate părțile. Următorul pas, după ce ți-ai predicat, ți-ai vestit Evanghelia sufletului tău și ai alungat gândurile, ai alungat mesajul care cel rău și cei răi și păcatul din tine vrea ca să-l provăduiască, este simplu. Odihnește-te în Dumnezeu. Omului Dumnezeu care se încrede în Dumnezeu, care își vorbește sufletului său, este un om care este liniștit și în pace în Dumnezeu. Pentru că știe că este în mâna lui Dumnezeu. Căci Domnul mă sprijină, El este sprijinul meu. Ca atare pot să mă culc, să adorm, să mă odihnesc și să nu mă tem. O când ne contrazicem noi, pe noi înșine, atunci când zicem unul la altul, nu mă tem de nimic pentru că Domnul este cu mine, dar dacă aș veni la tine acasă sau la mine acasă, la 2 dimineața, când stau pe marginea patului și nu pot adormi pentru că mă gândesc la problemele de mâine, ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă este că teologia noastră este doar la nivelul minții și nu a ajuns la nivelul sufletului. Nu ne-am vorbit sufletului nostru. Satana a vorbit, Satana ne vorbește, de aceea nu poți dormi. De aceea stai pe marginea patului. El a ajuns să vorbească așa de mult și în așa fel încât gândirea lui și gândurile lui și cuvintele lui și teologia lui a ajuns să străpungă sufletul tău. Și sufletul tău nu are odihnă. Ce faci în acel moment? O iei de la început. Îl oprești, îți vorbești și te odihnești. Simplu. Frate, nu poate fi așa simplu. Ba, este așa simplu. Satana are o tactică simplă și o folosește de fiecare dată. Când vrei să te duci să te odihnești, vine și spune, băi, dar cum poți tu să dormi? Nu ți-a zis șeful tău că se întâmplă cu tare mâine? Nu ți-a zis cu tare că o să vină și o să-ți facă nu știu ce? Și tu zici, băi, da, mi-a zis. Ei, unde-i Dumnezeu? Și nu dormi, și nu te odihnești, și nu ești liniștit în sufletul tău. De ce? Pentru că el aplică tactica lui și noi nu aplicăm tactica lui Dumnezeu. În acel moment îl oprești, îți vorbești și te odihnești. Asta e metoda. Este foarte simplă, dar funcționează. Funcționează. Poate prima seară nu, a doua seară nu, a zecea seară nu, dar până la urmă Satana obosește și sufletul tău este saturat de mesajul Evangheliei și mesajul Satanei este dat afară și o să ajungi că teologia ta nu va fi doar intelectuală,
Și va fi în sufletul tău și în mod practic te vei odihni în Dumnezeu, pentru că nu numai vei înțelege căci Domnul este sprijinul tău, dar vei crede că Domnul este sprijinul tău. Faptul că nu poți să dormi este un semn al necredinței tale. Problema nu este la nivel de intelect, este că mesajul care mintea ta îl cunoaște nu a ajuns în inima ta. Cunoști Evanghelia, dar nu crezi Evanghelia. Pentru că implicațiile Evangheliei este că Dumnezeu a câștigat bătălia pentru tine și orice se întâmplă cu tine în această viață, ești mai mult decât biruitor, pentru că ești în siguranță, ascuns în Hristos, în locurile cerești. Asta e mesajul Evangheliei. Dar dacă este doar aici și nu aici, nu ai cum să te odihnești în Dumnezeu. Pur și simplu, trebuie să te odihnești în El. Pentru că pacea ta nu depinde de circumstanțele tale. Pacea ta depinde de Dumnezeul tău. Nu mă tem, nu mă tem de nimeni, de nimic. Sunt odihnit pentru că Domnul este sprijinul meu. Nu avem o pace condiționată de circumstanțe. Avem o pace care este sigură în Hristos. Ultimul pas. După ce ai făcut aceste lucruri, după ce l-ai oprit pe Satana, după ce ți-ai vorbit ție, ți-ai vestit Evanghelia ție și după ce ai ajuns ca să te odihnești în siguranța care este în Dumnezeu, ultimul pas este să-L lași pe Dumnezeu să lucreze. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă El spune că El este sprijinul tău, dacă El spune că El îți va rezolva problemele, cum știe El că trebuie rezolvate? Când ești în situațiile acelea imposibile, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Versetul 8 spune foarte clar, a Domnului este izbăvirea. Este o ironie faptul că mergem și cerem lui Dumnezeu să ne dea izbăvire. Faptul că spunem că El este sprijinul nostru. Faptul că spunem că ne încredem în El. Și când ne trezim dimineața, ok, ce pot face eu acum? Am problema asta, dar o pot rezolva așa, o pot așa, o pot învârti așa. Stai un pic. Ai zis că ai încredere în Dumnezeu să rezolve problema. Lasă-L să fie Dumnezeu. Lasă-L pe El să lucreze. Uitați ce zice David la versetul 7. Ridică-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, izbăvește-mă, Dumnezeul meu. Deci avem un apel la Dumnezeu ca să facă ceea ce Dumnezeu face, să ne izbăvească. Și acum priviți, la miază am avut o discuție cu fratele Cristi despre importanța anumitor cuvinte. Până acolo încât în Biblie cuvintele sunt așa de importante pentru că sunt din gura lui Dumnezeu, încât este important dacă un cuvânt este la tensul prezent, trecut sau viitor. De ce? Pentru că Biblia spune că nici măcar o iotă nu va trece. O iotă nu va trece. Așa că un cuvânt întreg este extrem de important în înțelegerea corectă a Scripturii. Și uitați ce spune. Ridică-te, Doamne, izbăvește-mă, Dumnezeul meu. Și acum vorbește la prezent. Aici a fost un apel la viitor și la prezent. Tu-i lovești peste obraz pe toți dușmanii mei și zdrobești dinții celor răi. De ce poate vorbi David la prezent? Pentru că crede ceea ce spune despre Dumnezeu. Când David spune, tu ești izbăvirea mea, el este ca și gata, izbăvit. Așa că atunci când vorbește despre izbăvirea sigură care Dumnezeu o va aduce în viața lui, el vorbește la prezent. Tu asta faci. Tu acum, aici și acum, m-ai și izbăvit. Noi putem vorbi așa. Nu, noi vorbim, Doamne, dacă vei fi izbăvirea mea, dacă vei fi rezolvarea mea. Nu, El este izbăvirea ta. El este rezolvarea problemei. El a și rezolvat-o pe cruce la Golgota, a fost rezolvarea ultimă a problemelor tale. Așa că atunci când vorbești despre izbăvirea ta, vorbești la prezent sau la trecut, nu la viitor. La viitor nu este izbăvirea, la viitor este glorificarea noastră sigură.
Și și aia în Biblie, în Noul Testament, de exemplu, Pavel vorbește la trecut. Pe cei care i-a ales, i-a chemat, i-a justificat și i-a și glorificat. I-a și glorificat. Păi, suntem glorificați? Nu suntem glorificați. Dar dacă Dumnezeu a zis că vei fi glorificat în mintea lui Pavel, în cuvântul inspirat care ni-l dă, este un lucru care s-a și consumat, s-a și întâmplat. De ce? Pentru că îl crede pe Dumnezeu. Și noi, în problemele noastre, în necazurile noastre, după ce am parcurs pașii necesari ca să liniștim sufletul nostru, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și să afirmăm că a Domnului este izbăvirea. El ne-a și izbăvit. El vorbește cu certitudine. Tu îi lovești și tu îi zdrobești pe cei răi, căci a Domnului este izbăvirea. Un ecou frumos din Noul Testament este pasajul care spune că în toate acestea, în toate necazurile acestea, în toate bolile, în toată persecuția, în toată durerea care o avem, noi suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu numai că ieșim din problemele acelea, dar chiar dacă nu ieșim în toate acestea, noi suntem biruitori pentru că izbăvirea și biruința noastră nu depinde de circumstanțele noastre. Depinde de cine este Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu. Aș vrea ca în această seară această realitate să fie prezentă pentru noi și să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre. Fie probleme în trup, fie probleme în familie și să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu și nu numai să le mărturisim, dar să mărturisim faptul că El este Dumnezeu, că El este izbăvirea noastră și că suntem gata, izbăviți, indiferent ce se întâmplă. Noi suntem siguri în Mântuitorul și în Dumnezeul nostru care este sprijinul nostru. Și avem certitudinea aceasta pentru că El a plătit prețul. El a plătit prețul pe cruce. Nu trebuie să stăm să vedem dacă va fi pentru noi. Noi știm că Dumnezeu este pentru noi pentru că a dat pe singurul Său Fiu ca noi să nu pierim și să fim copiii Săi. Nu poate Satana, atunci când crezi această realitate, să mai inducă dubii despre dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Așa că poți să-L oprești ca să nu-ți mai vorbească sufletului tău. Poți să-ți vorbești ție însuși și să îți spui adevărul Evangheliei. Poți să te odihnești în cine este Dumnezeu, în siguranța care ai în El și să lași pe Dumnezeu să lucreze. Amin? Amin.